rare to find a friend like you. Somehow when you're around, the sky is always blue. The way we talk, the things you say, the way you make it all okay. And how you know all of my jokes, but you laugh anyway. If I could wish for one thing, I'd take the smile that you bring. Wherever you go in this world, I'll come along. Together we dream the same dream. Forever I'm here for you, you're here for me. Oh, oh, oh. Two voices, one song. Chiar îmi place, Tereza. Și pentru partea de mijloc, hai să încercăm mi bemol în două măsuri, apoi re bemol și înapoi la bemol. Da, drăguț, să încercăm. La 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 la. Nu vreau să o mai văd niciodată. Nu mai e prietena mea. Hei, Stacy, te-ai certat cu Corney? Vrei să spui trădătoarea? Sunteți cele mai bune prietene. Nu puteți să o rezolvați cumva? Oh, care e rostul în a avea prieteni? Doar de atâță. Nu și prietenii adevărați. Lor le pasă chiar dacă faci greșeli. Da, sigur. Eu cred că te dezamăgesc tocmai când e mai important. Nu ești singura care crede asta. Știu o poveste despre două prietene care au crezut același lucru. Bineînțeles că trăiau într-o lume fermecată cu oameni buni și răi și șerpi zburători și un castel de diamant. Da? Într-o zi s-au certat foarte rău și asta le-a pus în pericol. Ce s-a întâmplat? Ei bine, a început cu muzică. Muzică? Ce vrei să spui? Le plăcea să cânte împreună, așa ca mine și Tereza. If I could wish for one thing, I'd take the smile that you bring. Wherever you go in this world, I'll come along. Together we dream the same dream. Forever I'm here for you, you're here for me. Oh, 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 two voices, one song. And anywhere you are, you know I'll be around. And when you call my name, I'll listen for the sound. If I could wish for one thing, I'd take the smile that you bring. Wherever you go in this world, I'll come along. Together we dream the same dream. Forever I'm here for you, you're here for me. Oh, oh, oh. Two voices, one song. Oh, chiar îmi place asta. Și mie. Sună magic cumva. Totul sună magic pentru tine, Alexa. Asta pentru că eu cred în magie și dorințe. Și vise care se adeveresc. Visele întotdeauna se adeveresc. Bine, atunci e rândul tău să speli vasele. Poftim? Visul meu s-a îndeplinit. Știi, Liana? De asemenea cred și în vrăjitoare. Vrăjitoare rele care urmăresc fetele cu cârpa de spălat vase. Alexa, uite! Ce? Fino! Ai grijă la porțiunea lunecoasă! Acum uite-te! Sunt superbe! Două inimi perfecte! Chiar sunt perfecte! Aproape că par magice! Exact! Chiar par oarecum magice! Ce-ar fi să le transformăm în coliere? Coliere care au puterea secretă de a îndeplini o dorință! Exact! Cele mai bune prietene astăzi? Mâine! Și întotdeauna!
Ce e? Mă doare stomacul și acasă nu avem decât pâine și gem. Wow! Florile! Ce asta, Liana? Crezi că o să se oprească curând? Poate dacă ne punem o dorință pe ceva magic. Liana, e superb! Îmi place, dar al tău? Perechea perfectă! Liana, știu. Păi, hai să salvăm ce putem. Asta e, toate florile pe care le avem. Chiar dacă le vindem pe toate, banii nu ne vor ajunge până la sezonul următor? Ba sigur că da, trebuie. Și acum, ce ai dorit la prânz? Se pare că avem... pâine și gem sau gem și pâine? Știi ce mi-aș dori dacă pietrele astea chiar ar fi fermecate? Mai mult, mai multă mâncare decât am putea mânca. O casă mai mare decât am putea explora. Mai multe haine decât am putea purta. Atunci nu ne-am mai îngrijorat niciodată pentru nimic. În afară de cât de nesuferite am fi. Majordom, e imposibil să port toate rochile astea frumoase. E oribil. Cum îndrăznesc prinții ăștia să mă invite la 5 baluri diferite în aceeași seară? E imposibil să mă duc la toate. Bună ziua, doamnă. Și ție, domnișoară. Pare înfometată. Scuzați-mă, doamnă. Vă rog, pot să împart asta cu dumneavoastră? Dar este prânzul tău. Nu, nu mi-e foarte foame. Vă rog. Mulțumesc. Te rog, ia una din comorile mele. Nu aș putea. Nu vrei să-i rănești sentimentele? Păi, poate pe asta. Poftim! Un cadou drăguț pentru o fată drăguță. Mulțumesc! Unu, doi, trei. Cred că trăsura aia elegantă poate să mai aștepte până la anul. Nu-i așa, Liana? Liana? Aia chiar e magică! Nu-i așa? Ar trebui să-i înapoiem sărmanei bătrâne. Nu știa ce are. Spre deosebire de noi. Noi avem pâine și gem. Și gem și pâine. Și o grădină distrusă. Avem treabă de făcut. I'm blindfolded on this carriage ride that they call life. Keep trying to make it through that next turn, knuckles white and holding tight. So here I go, take
in the curve. But I know that I'm never alone. I think of you and how you never let me go. I feel connected, connected, protected, protected. It's like you're sitting right with me all the time. You hear me, you hear me, you're near me, you're near me. And everything else is gonna be alright. Nothing can break this, nothing can break this, nothing can break this tie. Connected. Cause nothing can break this, nothing can break this, nothing can break this tie. Connected. Asta e cam ciudat. Cause nothing can break this, nothing can break this, nothing can break this tie. Connected, connected inside. Cântă refrenul din nou, te rog, e superb. Ah, sigur, iar tu ai o voce frumoasă. Oh, mulțumesc. N-am mai cântat de atâta timp. Chiar mi-era dor. Tu ești reală? Cum ai ajuns în oglindă? Oh, sunt nimeni. Chiar nimeni. Prefăceți-vă că nu m-ați văzut niciodată. Stai, nu pleca. Da, stai, te rog. Două voci. Unu, doi, trei. If I could wish for one thing, I'd take the smile that you bring. Wherever you go in this world, I'll come along. I'll come along. Together we dream the same dream. The same dream for you, you, you. Oh, three voices, one song. Huh? Cântă! Melody, muza usenică! I love singing solo. Don't miss Aural Trio. I'll have the castle's power all to myself. You'll remain trophies I put on my shelf. The world will be wicked and all will bow to me. Bravo, doamnă! Bravo! Iar mă întrerup, Slider? De fie! O simt cântând undeva! Vezi? Ucenica e în viață? Chiar credeai că n-o s-o găsesc. Întotdeauna optimiști. Dar lumea chiar este un loc mic și întunecat. Exact cum îmi place mie. Ha! Slider, adu-mi-o! Cu plăcere, doamnă! Together we dream the same dream. Dream the same dream. Dream for you, you're here for me. Oh, oh, oh. Three voices, one song. Așteaptă! Nu pleca, te rog! Nu plec, e prea distractiv. Eu sunt Liana și ai Alexa. Ne poți spune numele tău? E Melody. Trebuie să ai un cântec preferat. Ne înveți și pe noi? Te rog, ne-ar plăcea să cântăm cu tine. N-ar trebui. Învățăm repede. Păi, e cam așa. Believe in all that can be, a miracle starts whenever you dream. You'll see, your song will hold the key. Believe in all that can be, a miracle starts whenever you dream. Believe. Hey. Sing from your heart. E în oglindă.
your song will hold the key. Trebuie să mă ascundeți, m-a văzut în oglindă. Cine te-a văzut în oglindă? Slider, trebuie să ne ascundem, trebuie să ne ascundem acum. Pifnița, haide! Liana, du-te, vin și eu imediat. Ești afară, ești afară, oriunde-i fi. Cântă, tetănu! Eu l-am atras aici. Ce prietene bune ai! Te las așa în urmă! Nimic, nimic. Nu se poate. E numai vina mea. Aruncați-mă departe înainte să se întoarcă. De ce? Ce vrea de la tine? E Lydia, stăpâna lui. Probabil știe că eu am cheia. Cheia către ce? Castelul de diamant. Un castel de diamant? Casa mea, locul de naștere al muzicii. De fiecare dată când se cântă un cântec nou oriunde în lume, apare un diamant pe pereți. Locuiam acolo cu Dori, Fedra și Lydia, cele trei muze ale muzicii. Ele aveau grijă de castelul de diamant, iar eu studiam ca ucenica lor. Eram toate prietene și cântam diferite stiluri de muzică. Dar Lydia vrea să fie singura muză. Ce s-a întâmplat? Dori și Fedra credeau că muzica este pentru toată lumea. Lydia era furioasă și a jurat că o să aibă castelul de diamant numai pentru ea. A găsit o peșteră veche și fermecată și și-a transformat flautul într-un instrument de magie neagră. Cu puterile ei s-a întors la castelul de diamant ca să-și împrăștie răutatea peste tot. Muzele i-au ascuns instrumentele muzicale și castelul și mi-au dat mie cheia în caz că lor li se va întâmpla ceva. Muzele au încercat să o convingă pe Lydia, dar ea le-a trădat. Am fugit, dar mă urmărea Slider și apoi mi-am văzut singura scăpare. M-am ascuns, dar mi-am scăpat fluierul și Slider l-a spart, blocându-mă în oglindă. Îmi era așa de frică. Nu am spus niciodată nimic până v-am întâlnit pe voi. Și uite, acum am distrus totul. Dar dacă ai cheia, știi unde e ascuns castelul de diamant? Da, lângă cele 7 pietre, departe către vest. Lydia poate fi oprită? Sper, cred că dacă aș cânta la instrumentele muzelor, i-ar putea distruge vrăjile. Nu, nu, Liana, nu am fost niciodată mai departe de sat. Melody,
Ce se întâmplă dacă Lydia distruge instrumentele muzelor? Câștigă. Obține totul. Lumea noastră nu va mai fi decât umbre și durere. Ca și casa noastră. Exact ca și casa noastră. Lydia și Slider n-au făcut asta. Or să facă la fel sau mai rău altor oameni. Putem să lăsăm asta să se întâmple? Vrei să spun nu, nu-i așa? Acum suntem trei, Melody. Serios? Noi trei? Îmi place asta. Dar șarpele acela o să se întoarcă? Nu, dacă nu cânt. Și mie îmi place să cânt. Am găsit-o, doamnă! Oh, unde e? N-am chef de jocuri, Slider! Aici, aici! Se ascunde în oglindă! Am văzut-o cântând în oglindă! Oh, serios? Melody! Mătușica Lydia ar vrea să-ți vorbească! Melody! Unde ai găsit asta? Cânta cu alte două fete lângă o colibă. Una cu părul deschis și una cu părul închis. Du-mă la ele. E mai mult decât frumos. Uite, Melody, am reușit. Valea florilor. Simt miros de trandafiri. Liana. Șarpele! Cel mai drăguț șarpe pe care l-am văzut. Bine, bine. Încercam doar să te protejez. Uită-te la tine. Nu ești tu cel mai drăguț. De unde vin? Nu e nimeni prin împrejurim. Probabil s-au pierdut. Uite, sunt prieteni. Nu putem să-i lăsăm aici. Or să moară de foame. Hei, hei, ce mă gândi? Ce crezi, Melody? O păstrăm, nu? Oh, uite de la ochișorii ei sclipitori! Sclipitori? Îmi place! Și astfel te numesc clipici! Și pe micuțul ăsta cum o să-l numim? Numele tău e Crina, ca floarea mea preferată! Putem să-i păstrăm? Putem să-i păstrăm? Cred că avem loc pentru încă doi! Cum pariu că vouă micuților vă e foame, nu-i așa? Nici măcar nu pomeni de mâncare. Îmi chiorăie mațele de kilometri întregi. Ah, deci de acolo venea zgomotul ăla. Credeam că sunt tunete. Sau cai în galop. Ajunge. Sau elefanți care săreau. Oh. Miroase a pui prăjit. Mi-e foame. Mâncați! Nu ați mâncat nimic toată ziua. Ne-ar plăcea, dar nu avem bani. De acolo vine mirosul. Salivez? Cred că salivez. I-ați văzut? I-ați văzut? Pe cine? Muzicienii aia bun de nimic. Oh, trebuiau să fie aici acum o oră. N-ar fi trebuit niciodată să-i angajez. Mi-a spus Edgar, nu angaja pungașii aia din nou. Oh, oh, dar m-am ascultat? No! Încep să se agite! Aveți răbdare, o să vină! De fapt, sunt deja aici. Adică, suntem aici. Suntem înlocuitoarele pungașilor, muzicienilor. Suntem?
Suntem foarte bune și o să vă coste doar o masă, adică două mese. Și două punguțe pentru căței? De unde să știu că puteți cânta? Vă angajez! Piure de cartofi în stare perfectă. Crezi că o să arunce și cu niște friptură în noi? Haide! Bună seara! Bună seara! Here we are, far from home, a little bit hungry and a little alone, but it's all right, yes it's all right, 'cause in this room there might be friends, can't see yet how the story ends. But it's all right, yeah, it's all right. We can start anew. Can't go back, so we gotta go on. We'll stick together, staying strong. There's a diamond castle in my mind, and someday soon we're gonna find it. Somehow things are looking up, feeling like we've changed our luck. I can see life in a new light. Can't stay long. Passing. Don't know where we're going to, but it's all right, 'cause we just rușinate, să ne ia locul. Totuși nu e rău. Nu e rău pentru niște fete. We're gonna find the perfect place for us to be, and hear our melody set free. Stai, simți ceva? E foarte slab. Nu pot să-mi dau seama, dar e aproape. Cred că m-am prins. Du-mă la ea, acum. Da, doamnă. We're gonna find it, can't go back, so we gotta go on. We'll stick together, staying strong. There's a diamond castle in my mind, and someday soon we're gonna find it. Și pentru următoarea melodie, piure de cartofi. O să luăm o scurtă pauză. Vă meritați masa. Mulțumim. Two maidens were stealing a gift from two kind men, whose singing was magic. They were both so handsome. How did you get to be so good looking? Genetics. Ah. One girl fair and pretty, and one a dark beauty. One wearing orange, and one... We
you know perfectly well nothing rhymes with orange. Hear the song you belong with a lass like us. Hear the song you belong, you belong with a lass like us. Hey! Asta pentru că ai plecat fără să-ți iei la revedere. Scuze, asta era pentru mine. Îmi pare rău pentru tine. Nu, am vrea să stricăm o reuniune fericită. Haide, Alexa. Nu, nu, scuzele mele. Asta e istorie pură. Ian? Oh! Hey! Și miroase și a piure de cartofi. Au șters-o. E incredibil. Întotdeauna obținem fata. Așteaptă. Nu s-a terminat povestea. Presupun că au lăsat-o intenționat. Ca să le-o putem înapoia. Ar face o fată asta? E posibil. Singurul lucru de făcut este să le găsim. Absolut. Îmi pare bine că te-am văzut, Berta. Două fete, una cu părul deschis și alta cu părul închis. Au trecut cumva pe aici? Eu... Nu mi-amintesc. Serios? Te trădează memoria, nu-i așa? Uită-te la fețele astea așa de triste, teribil de încântătoare. Hai să încercăm din nou, ce zici? Unde sunt fetele? Afară, în spate, pe drum. Cred că glumești. Nu, erau foarte drăguți. Prea drăguți pentru binele lor. Ce e sclipici? Mai bine plecăm de aici. De ce? Ce s-a întâmplat? Slider! Lydia! Deci, îmi știți numele? Mă întreb cine v-a spus? Lasă-le în pace! Ha! Văd că v-a fost ușor să-l prostiți pe Slider. Dă-mi oglinda. Oglinda, acum! N-aș prea crede. Oh, nu? Ce mă fac? Oglinda. Niciodată. Cum se poate? Fugi, Alexa, fugi! Slider, prinde-le! N-am întârziat, nu-i așa? Nu încă! Hai, hai, hai! Atenție! Ai puțină încredere!
venit? Așa spui tu mulțumesc? Îmi pare rău. Mulțumesc. Aproape am... Dar n-a fost așa. Sincronizarea e totul. Batista ta. Mulțumesc. Jeremy. Iliana. Fratele meu Ian. Prietena mea Alexa. E o onoare, domnișoară. Sunteți gemeni? Poftim? No. Serios? Mama trebuia să ne spună. Mă simt înșelat. Păcălit. Tras pe sfoară. Secret fermecător. Îndrăzneți. Tâlhari. A plecat? E cineva rănit? Nu înțeleg. Cum ați scăpat de flautul Lidiei? Nu știu. Eu am evitat vraja dispărând, dar voi? Nu pricep. Vă supărați dacă vă întrebăm în ce ne-am băgat? Erau doi? Nu, 20 de bărbați, soldați, săbii strălucitoare. Am reușit să-i înving, dar la sfârșit au scăpat petele. Liniște, gândesc. Oh, e bine, continuă, gândește mai departe. Trebuie să fie, da. Au pietre de la castelul de diamant. Și am ajuns, marele râu. Știi locul ăsta, Melody? E bine, foarte bine. Trebuie doar să trecem spre cele 7 pietre. Mă întreb, Ian, îți amintești pietrele ciudate de primăvara trecută? Da, îmi amintesc. Era ceva aproape magic la ele. Melody, cum arată cele 7 pietre? Uite! Ei, poftim? Același loc? Știu exact unde este. Așteaptă! Se nu ne arată un pod. A fost probabil luat de apă acum mult timp. Dar ar fi mult mai repede. Nu chiar. Suntem bine. Continuăm, Ian. Oh, drept înainte, bătrâne. Drept înainte. Sclipici! Crină! Mă întorc imediat. Am putea să ne continuăm drumul. Am putea. Dar nu o să o facem. Nu? Aici, sclipici! Aici, fetițo! Ceva e în neregulă. Bucățelele astea le căutați? Pune-le jos! De ce aș face asta? Din amabilitate? Pe tine te știu și pe tine, două pelele. Îmi sunteți datori! E istorie, prietene. Faceți conștiință cu viitorul vostru. Are dreptate. Și una chiar ascuțită. Mulțumesc că ați eliberat căței. Apoi o să-i eliberați pe domn. Să-i eliberez. O să-i mănânc. Pe băieții aia? O să faci indigestie. Nu-mi pasă. E o datorie mai veche. Îți datorează bani? Viețile lor. Au vrut să-mi treacă podul. Dar nu e niciun pod. Bineînțeles că este. Dacă îmi răspundeau la ghicitoare. Și n-au răspuns ca toți ceilalți. Spune-le nouă ghicitoarea. Dacă răspundem corect, îi eliberezi. Dacă nu, ai deja cina și pentru mâine seară. S-a făcut. Sunteți gata? Bineînțeles. Ce instrument poți auzi, dar nu-l poți vedea sau atinge? E un truc. Nu există un așa instrument. Răspunsul final? Nu. Melody, ce crezi? Nu știu. La orice instrument pe care îl știu, cânți fie cu mâinile, fie cu gura. Corect. Cu mâinile sau cu gura? Vi s-a scurs timpul. Răspunsul este vocea.
Nu poți să o vezi sau să o atingi, dar atunci când cânți, toată lumea o poate auzi. Da! Nu! 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 Nu se poate să se fi terminat! Da! Păcat! Abia așteptam să luăm cina. Hei! Fetelor, așteptați-ne! Nu putem! Ne vedem la cele 7 pietre! Ce e în neregulă cu imaginea asta? Totul. Nu mai pot, Liana. Mergem de ore întregi. Ești bine? Avem puțină apă? Am rămas fără, aproximativ la o oră după ce am rămas fără mâncare. Oh. Știu. Alexa, văd ceva. Și nu e așa de departe. Conacul ăsta e superb. Mă întreb dacă cineva nobil trăiește aici. Să sperăm că e cineva generos și nobil care ne poate oferi un pat și niște mâncare. În sfârșit ați venit. Bine ați venit. Bine ați venit, domnișoarelor. Clipici, nu! Cu ce vă putem servi? Vă puteți lipsi de niște pâine și apă? Vă rog, e totul al vostru. Pământurile, casa, totul. Ale noastre? Legenda. S-a prezis că două prietene, cele mai bune prietene, vor veni să trăiască aici. De ani de zile îngrijim locul acesta în așteptarea proprietarilor de drept. Cred că vă înșelați. Nu, e așa cum a prezis legenda. Nu-mi vine să cred. Eu chiar nu cred. Tu ce crezi, Melody? Știți, muzele cântă melodii despre legende și destin. Astea chiar pot fi ale voastre. Dacă sunt ale noastre, crezi că putem să mâncăm ceva? Da, haide, mâncați! Ha, sigur că ai și tu partea ta. Nu trebuie să faci trucuri pentru cină. Ce e al meu e și al tău. Oh, sunt superbe! Probează una! Arăt ca o prințesă! Oliana, e casa perfectă pentru noi! Mai multă mâncare decât am putea mânca, o rochie frumoasă în fiecare zi și o grădină superbă! Dar nu putem să stăm! De ce nu? Sunt ale noastre! În sfârșit avem și noi noroc! De ce nu ne putem bucura? Poate ne întoarcem după ce o ducem pe Melody la castelul de diamant. Dacă ne întoarcem. Ce vrei să spui? Troli? Șerpi? Magie neagră? S-ar putea să nu ne mai întoarcem. I-am promis lui Melody că o ajutăm. Și am ajutat-o. Am adus-o până aici. Nu, nu pot să merg mai departe. Nu pot. Dar ai promis. Ți-ai dat cuvântul. Să o ajute Ian și Jeremy. Eu rămân aici. Nu vorbești serios. Ba da, foarte serios. Vă rog, nu vă certați. Ați făcut destul. Vezi, chiar și Melody crede asta. Rămâi cu mine. Dacă nu oprim pe Lydia, o să trăim cu toții sub un nor negru. Fără râs, fără muzică, doar tristețe peste tot. De ce noi? De ce nu altcineva? Pentru că Melody e prietena noastră. O alegi pe Melody în locul meu. Nu, nu e așa. Dacă ai fi prietena mea, ai înțelege. Ai dreptate. Nu înțeleg.
Haideți, clipici! Ești gata, Melody? Mergem la cele 7 pietre! Nu, Crina. Nu pot să cred că a făcut asta. Liana? Ți-a plăcut conacul, nu-i așa? Teribil de tentant. Dar de unde știi? Pentru că eu am ajuns prima. Ți-au spus servitorii despre legendă? Da, au spus că două erau sub vraja ta. Acum, dă-mi oglinda. Nu este la mine. Ai rănit-o! Nici oglindă, doamne! Deci, cealaltă fată oare? Unde e prietena ta? Sau ar trebui să spun fosta ta prietenă? Nu știu. Acela nu are efect la mine. Îndrăzneață pentru o fată care nu-și mai poartă colierul. Atâta timp cât tu și prietena ta purtați pietrele protectoare, erați în siguranță. Dar acum... Unde e? Pe drum spre cele 7 pietre. Slider, prinde fata și oglinda și de data asta fă-o cum trebuie. Da, doamnă! Asta trebuie să fie, nu? Cele 7 pietre! Am ajuns! Chiar am ajuns! Ai reușit! Oh, exact acolo jos e! Poiana neguroasă și castelul de diamant! Îmi doresc ca Alexa să fi fost cu noi. Da, dar ea a decis. Liana, știu că ți-e dor de ea. Dor? De ce să-mi fie dor de ea? Suntem prietene doar de când îmi amintesc. A fost lângă mine în cele mai bune și în cele mai rele momente din viața mea. Mă cunoaște mai bine decât oricine altcineva de pe lumea asta. Și simt de parcă lipsește o parte din mine. Ce e? Lasă-mă jos! Doamna Lidia se va bucura să te vadă! Bine ai venit, draga mea! Nu am nimic să-ți spun! Asta probabil pentru că ești singură. Alexa, nu vrei să ni te alături? Alexa! Alexa! Ea mi-a spus unde să te găsesc. Prietenii sunt supraestimați, nu crezi? Iată! Atâta bătaie de cap pentru o ucenică așa de micuță. Melody, știu că mă auzi. Melody, ieși afară. Fată încăpățânată! Merge, Alexa! Alexa, nu! Oprește-te! Oprește-te! Nu mă ascultă decât pe mine. Și am să o opresc doar dacă mă roagă Melody. Ai ceva de zis, Meli, dragă? Ah!
Oprește-o, Lydia! Fato, așteaptă! Vreau cheia de la castelul de diamant. Lasă-mi prietenele să plece! Ha! Întâi cheia și arată-mi unde e castelul, apoi le eliberez. Bine, dar ne întoarcem să le eliberăm. Oh, ce fată cu minte! Ne întâlnim afară, Slider! Când ești gata... Alexa? Alexa, trezește-te! Sunt eu, Liana! Din partea marei mele, doamne, marea și unica muză! Nu e nimic ca un sfârșit trist. Spre vest, presupun. Da. Oh, nici urmă de ele. Probabil au mers mai departe fără noi. Dezamăgitor. Puțin spus. Oh, așteaptă. Bine, bine, care-i graba? Unde e Liana? Nu știu de ce, dar am un sentiment neplăcut. Unde sunt, fetițo? Yeah! Cam îmi pare rău, Alexa. De ce am plecat? Îmi pare așa de rău. Crina? Ăsta e colierul Alexei. Amândouă purtam coliere când Lydia nu a putut să ne vrăjească. Lasă jos, Crina! E în regulă! Sper să funcționeze. Cele mai bune prietene astăzi, mâine și pentru totdeauna! Liana? Unde suntem? În Bucluc, dar nu e nimic nou, nu-i așa? Ce s-a întâmplat? Melodie la Lydia. Nu! Sunt pe drum spre castelul de diamant. Trebuie să le oprim. Dar cum? O să urcăm pe aici. Împreună. Dacă vrei să cred că aici este castelul de diamant, dă-mi cheia. Cheia... Acum, sau te arunc în lac și n-o să-ți mai vezi prietenele niciodată. Cheia... e să pui diamantele în diamant. Și asta e... stânca. O văd. Și acum? Fiecare crăpătură are un diamant. Dacă le aranjezi în ordinea corectă, va apărea castelul. Și de unde încep? Liana, îmi pare așa de rău pentru tot ce am spus. Și mie, și mie. Crina, întoarce-te! Jeremy?
să vezi, din nou apar când avem nevoie de tine. Sincronizarea e totul. Aici? Mm-hmm. Și apoi două spații la dreapta. Oh, ultimul? Teribil de emoționant. Unde-i castelul? Știi, mai sunt câțiva pași. Chiar credeți că planul ăsta o să funcționeze? Trebuie! Odată ce Lydia va găsi castelul și va distruge instrumentele muzicale, nimeni nu va mai putea să oprească. Tu ce crezi, Ian? Sentință, dezastru, catastrofă. Atunci ne băgăm? Cu siguranță. Au, te-ai jucat cu mine. Doar am... Diamantele nu sunt deloc cheia. Crezi că prietenele tale or să vină să te salveze? Nebuno! Nu poți fi singura muză, Lydia. Nu e corect. Castelul de diamant este făcut pentru toată lumea. Mari muzicieni n-au nevoie de cor. Doamne? Du-te, Slider, și fă-o rapid. Au irosit o călătorie. Vino la mine. Nu, nu asculta! La o parte, bestiuță! Îmi plăcea chitara aia. Treceți în apă și necați-vă. Nu, Liana, Alexa, stați, stați! Cum ați? Crezi în magie? Flautul meu, acum! Sau sparg oglinda și ea n-o să mai iasă niciodată, niciodată! Așteaptă! Flautul! Nu o face, nu îl da! Se pare că vrei să rămâi acolo pentru totdeauna. Nu, dar o voi face, ca să te opresc pe tine! Nu, Melody! Copil patetic! Dă-mi! Salvează pe Melody! Slider, aici! Ah, ce șarpe drăguț! Sure.
mare la ureche. Ce fete cu minți! Cred, a dispărut. S-a terminat. În sfârșit s-a terminat. Melody, ne auzi? Toată lumea e bine? Lydia a dispărut, dar și Melody. Trebuie să existe o metodă să o aducem pe Melody înapoi. Poate cu instrumentele muzelor. Dar nu avem cheia de la castelul de diamant. Urăsc să vă stric cheful, dar nu văd niciun castel de diamant. Cred că e aici. Cum poți să crezi ce nu vezi? Uneori ceea ce e real e ceva ce nu poți să vezi. Dar dacă... Cântecul e melodie, cheia. Hidden beneath the ground is the spring that feeds the creek. Invisible as the wind that you feel upon your cheek. And every breeze that whispers reminds us constantly. Sometimes what's real is something you can't see. You'll see your song will hold the ce elegantă arăți! Să nu spui nimănui
o vorbă despre asta. Acasă! Ian, ai văzut asta? Instrumentele muzelor sunt aici. Dacă o să cântăm acum la instrumente, muzele se vor întoarce acasă. Lydia! Repede, instrumentele! Wow! Sunteți greu de urmărit. Liana, Alexa, pentru muzica frumoasă din inimile voastre care ne-a salvat pe toți, vă numim prințesele muzicii. Mulțumim! Nu, noi vă mulțumim. Fără sacrificiile voastre, noi nu am fi aici. Și asta e pentru tine, Melody. Nu mai ești ucenică. Ești o adevărată muză. Mulțumesc! Ți-ai dovedit valoarea. Acum o vei înlocui pe Lydia ca a treia muză. Pentru curajul și ajutorul vostru. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Arată ciudat! Super! Oh, da. O să rămâneți cu noi? Putem să avem camere una lângă alta. Să trăim în castelul ăsta superb? Odată aș fi acceptat fără să clipesc. Dar acum îmi vreau doar casa mea înapoi. Era mai mult decât suficient. Ne gândeam că o să spuneți asta. Plantați astea în grădina voastră de acasă. It's not an accident, the time we spent apart. But now we're so close, I can always find you right here in my heart.
given me something I need, and I don't ever want it to end. Because of you, I know I found my strength again. I feel connected. Protected. It's like you're sitting right with me all the time. You hear me. You hear me. You're near me. You're near me. And everything else gonna be alright. 'Cause nothing can break this. Nothing can break this. Nothing can break this tie. Connected. Connected inside. Crezi că au nevoie de escortă? Cineva trebuie să le ferească de probleme. La revedere! Cu bine! Mulțumesc! O să vin în vizită! Dacă Liana și Alexa nu se împăcau. Și mie, cei mai buni prieteni rămân împreună. Crezi că lui Courtney îi pare rău pentru ce a spus? Există un singur mod de a afla. Tu ce crezi? Mie îmi pare rău pentru ce am spus. Poate ar trebui să-i o spui. Da. Da. Mulțumesc, Barbie. Pa, Teresa. Bravo! Sincronizarea e totul. Și acum, unde rămăsesem? Oh, 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 two voices.